Spre câți bani avea cu adevărat Marcel Toader înainte să moară? Care este averea pe care a lăsat-o în urma afaceristul? Am făcut bilanțul câștigurilor și discutăm despre acest subiect cu Letiția Moisescu și Cora Mizil. Bine ați venit! Bine te-am găsit! Star Magazin. Haideți să vedem întâi materialul legat de acest subiect. Nu sunt nici pe departe falit, că eu am ce mânca, merg cu aceeași mașină, nu mi-am vândut nimic, în continuare muncesc, îmi văd treaba mea. Nu era deloc falit. După ce a pierdut sume fabuloase în afaceri, se pare că Marcel Toader era pe punctul de a da o nouă lovitură financiară. Ba mai mult, acesta chiar avea de recuperat o sumă mare de bani. Despre ce sume este vorba? Păi, în total vreo 50.000 de euro. Deci vorbim de sume de 50.000 de euro. Da. Și de cât timp vă datorează acești bani? De vreo aproape 3 ani. Și în 3 ani nu v-ați gândit să faceți o acțiune în instanță până în acest moment? Am făcut toate până acum, am încercat. Am tot încercat cu frumosul, dar degeaba. Pe scurt, care ar fi etapele de acum? Păi, notificări și așa mai departe. Înseamnă că totuși v-au supărat într-un fel dacă ați ajuns să faceți și acest lucru. Nu că m-au supărat, dar e păcat că sunt banii mei și trece timpul și eu am nevoie de bani, normal, ca orice om, nu vedeți ce vremuri trăim, nu? Până acum 2 ani de zile, lumea spunea că trăiesc pe banii femeilor, da? Că am cheltuit absolut banii femeilor. Corect. Ok? Ca să, eu sunt o persoană asumată și mi le asum. N-am zis că ați trăit pe banii femeilor. Corect. Lumea spune, așa am spus. Da. Iată că de 2 ani de zile, totuși, trăiesc și nu e nicio femeie în jurul meu. Hotărârea instanței sectorului 2 a fost să execute silit persoana Prietă, respectivă, nu? Da? Săptămâna luni o să fac plata executorului judecătorului care începe de mersurile și mai departe. Am fost informat de doamna avocat. Lucrurile merg în sensul de mers al lucrurilor. Acum, dacă ar găsi ceva de recuperat, vom vedea. Marcel Toader nu a pierdut doar 50.000 de euro, ci a primit o lovitură care îi putea fi decisivă. Mama omului de afaceri a scos la iveală adevărul. Când i-a confiscat la început lucrarea la Ecopark, atunci a făcut el infart. Că a venit la mine, el pe mine nu m-a anunțat că m-am operat la ochi. Și eu l-am întrebat, dar de ce ai făcut mamei infart? Și era și cu fratele cel mare. Și fratele cel mare, păi cum să nu facă infarct? A pierdut 3 milioane de euro. Și când a început lucrarea, i-a confiscat autorizația de construcție. Vă dați seama. Ușor n-a fost. Nu i-a fost ușor, dar a mers mai departe și a luat-o de la zero. A trecut cu ușurință de la birou pe șantier. Am revenit la meseria mea de suflet. Meseria de vechea meserie, să zicem așa, pe care, fără să vreau, în ultimii 4 ani, știți, ați abandonat-o. Manager, sunetist, tur operator și așa mai departe, sau PR XY. Dar ce n-ați făcut? Cred că nu s-a potrivit și nu mă regăseam în zona aia și m-am regăsit mai bine în aer liber, sub soare, lucrând cu oameni extraordinari. V-ați deschis o firmă, v-ați angajat niște oameni și îi trimiteți la lucrări? Sau? Nu, eu personal merg. Da. Personal faceți, firmă, da, servisați, da, eu cu, curățați? Cu Maximilian, bineînțeles, acum ce-a luat și el licență, da. Cu fiul dumneavoastră? Da, cu fiul meu, da. Îi place dimineața mult. Bateți la poartă. Pe la 6 dimineața ne trezim pe la 5. Că e frumos să lucrezi pe răcoare. Au venit oamenii să vă împlinească visele. Vă exact. Acum am început ușor cu întreținere de piscină, recondiționări de piscină și așa mai departe. Uh-huh. Pentru că, știți... Dar bănuiesc că vă primesc cu oamenii în casă, vă dau o cafeluță, la prânz o prăjitură. O prăjitură, da, sigur. Stăm de vorbă, ce le povesti, da. Numai că ei ar dori să afle foarte multe lucruri și noi nu avem timp, că e vorba de termene. Și trebuie să muncim zi lumină. Când mergeți să întrețineți piscinele, să realizați visele oamenilor, tot așa mergeți aranjat? Când negociem contractul, da. Okay. Așa, da. Restul, short, echipament de șantier, sigur. Tricou, muzică. Munca nu omoră pe nimeni și nici nu degradează... Nici pe departe, nu. Mie nu mi-e frică de muncă. Nu i-a fost frică de muncă și a transmis asta și fiului său, pe care l-a luat alături de el pe șantiere. În ultimele luni de viață, Marcel Toader pusese la cale un plan de afacere care îi putea asigura o viață la fel de bună ca cea pe care o ducea cu ani în urmă. Rețeta era sigură și nu era decât o chestiune de timp până ar fi dat din nou lovitura. Eu am pierdut mult în viața mea, din punct de vedere material.
Lucrul cel mai important este că sunt sănătos și că am mintea pe umeri și știu să fac lucruri care, de care mi le pe care mi le asum. Din cenușă m-am ridicat și de acolo am plecat. Mie nu mi-a fost frică de ziua de mâine. Niciodată nu mi-a fost frică de ziua de mâine. Numai că stau lângă acest distins domn aniversat. De ce este... Da, pentru că cel care te ține aici în vreau să, să-i văd evoluția, vreau să fiu lângă el. Duc viața liniștit, îmi permit să iau avionul, să plec oriunde în lumea asta la ora actuală și să vin înapoi foarte liniștit, să stau acolo când vreau. Mă implic în acest proiect foarte, foarte mult, alături de tatăl meu. I-a fost alături tatălui său, care l-a învățat tot ce știe. Iar acum, Maximilian va duce mai departe business-ul.